Bună ziua, încă o dată, stimați colegi. Iată, am văzut că sunt unele reacții în privința la live-ul despre situația din Kazahstan și mai vrea să se conecteze unii utilizatori care știu foarte bine anumite părți laterale ale situației și așteptăm un pic ca să vedem dacă reușim. Am încercat din punct de vedere tehnic să realizăm conexiunea, ceva nu a mers, dar acum și o să încercăm să vedem dacă se primește. Între timp, ce am mai vrut să spun, deci până încearcă colegii să se conecteze, care vor să intrăm în dialog, am înțeles că Londra vrea să intre, deci oamenii de-ai noștri care sunt în Londra vor să intre în discuție, ca să expună careva încă elemente în plus ale acestei situații care are loc. Trebuie să înțelegem un pic cine... Deci am spus un așa nume acolo care era Muhtar Ablyazov. Deci cine este Muhtar Ablyazov și de unde s-a luat el și care este, nu știu, rolul său în aceste mișcări politice din situația din Kazahstan. Deci încercăm să așteptăm, să vedem, iată, poate că se primește acum să conectăm colegii și încercăm să adăugăm. Să vedem, primește la noi dialogul, iată, și cu Londra. Da. Se încearcă adăugarea. Așa. Serghei, dacă ne auzi. Eu, iată. Sergiu, salut. Bună. Da, da, da. Uite bună că nu s-o ziua. Primit. Avem în legătură Londra, da? Da, cam așa. Cam sunt în Marea Britanie, că am venit. Marea Britanie, da. Da. Ce se întâmplă de fapt aici și ce se întâmplă în geopolitică la noi. Că nimeni nu dă seama ce sunt. De fapt, nimeni nu promovează acel adevăr care s-aude bine în primul rând, vreau să întreb. Sper că da. Nimeni nu promovează acel adevăr că data de 28 decembrie era condamnat acel Muhtar Ablyazov. Care deci face protest. Muhtar Ablyazov, da? Care da, este da, da. Liderul protestelor. Din 28 decembrie el era condamnat definitiv, tot la fel cum Șușor era vreo 5 ani, 6 ani era judecată. Și da, acum da. S-a finalizat pe 28 decembrie. Și deodată s-au început protestele. Bineînțeles că noi am văzut cum la noi este lumea manipulată și vine la alegeri cu maximum, cu pachete, cu grișcă sau altceva. Acolo la fel. De unde, de fapt, s-au început protestele, acei proteste, cam s-a lăsat frig un pic, acei proteste. Ei s-au început de zona de influență a Turciei. Că, bineînțeles că Turcia vrea să facă un comunitate turc. Și ce da, se primește? Turcia are o idee așa de a reface Imperiul Otoman. Da, da, da. Proiectul se numește Turan. Și cine nu știe, și s-a început din zona aia mică pe lângă Almata. Protestele din partea aceea și după au fost organizat foarte bine în toate locații și dacă se vedea din locații că era foarte bine organizat, inclusiv și poliția era cumpărată. Nu că poliția s-a întors la cei sau la protestatari. Că, de fapt, acele protestele care s-au început erau bune proteste din cauza scumpirii prețului. Deci s-a scumpit haideți... gazul și oamenii... Da, da, da. Nu numai la asta. Asta era capitolul cel mare. Ce s-a întâmplat după asta? Când guvernul, haideți să zicem așa, la ei s-a scumpit până la 120 tenge la un litru. Ce înseamnă 120 tenge? Asta 4 lei, 85 de bani. Cât avem da, noi ce astăzi gaz? Rubli, după câte... Nu, stai un pic. Pe lei moldovenești. Pe lei moldovenești, 4,85. Da. 4,85. După când au ieșit protestatari, au ieșit în stradă, au început să scandeze. Da, bine, guvernul a dat prețul nu la 60 cum a fost, dar pe 6 luni a început să facă monitorizarea. Să facă 50. 50 tenge, asta cam costă 2 lei un litru de gaz. E foarte scump, cred că, nu? Pentru moldoveni e foarte scump. La noi e 12 lei, 13 lei. Așa, bravo, bravo, în 6 ori mai scump. Și ce se întâmplă în momentul de față? După asta, când s-a dat guvernul și a dat guvernul demisie deja, a dat guvernul jos,
Ei tot nu s-a liniștit. Știi de ce? Deci ei tot au continuat. Mai ei au continuat, era... da. Era, de fapt, era speță. Că ăsta, Muhtar Ablyazov, el era la fel omul, cum este la noi, domnul Șor, care era în fraudă bancară și a furat numai în Kazakhstan, s-a furat mult mai mulți bani. Da? Și el stă bine, mersi, banii nu sunt da, toate este în Kazakhstan. Istoria BTA Banca. Eu da. Da, să arătăm BTA Bank, care a grăblit tot multă lume. Da, și ascultă încă un lucru. Tu ai avut dreptate că ei jucau și cu vest și cu vest. Da, s-a jucat, de... s-a jucat, da? De ce s-a ridicat prețul în Kazakhstan? Că eu monitorizez de fapt toate țările și tot ce înseamnă. Că Kazakhstanul pentru mine este, am mulți prieteni și eu circul foarte des acolo. Am mulți prieteni. Și ei ce au făcut? La fel ca și noi, au luat și au făcut ăsta, al treilea energopachet. Energopachet, știm despre ce vorbim, da? Parcă e liberalizarea, de fapt, care e liberalizarea? Cine are gaz, cine are țări? Nici liberalizare, asta e vrăjală mare. Numai că tu începi să vinzi deja de prețul de bursă. Prețul de bursă care nu are, de fapt, gaz. Este o speculație. Este o speculație. Speculativ. Cum spuneam și noi, că se ridică gazul... Dar nu există acolo nu e, pe bursă nu e gaz. Acolo gazul care cumpără oameni, care au făcut contracte, cum sunt nemții deștepți, nemții sunt. Îi primesc astăzi cu cât, ce preț? 220. 220 de dolari. Noi primim cu 450. Și acel discount care, de fapt, și noi am primit. De fapt, de ce se ține tot în taină toate convorbirile cu Gazprom și Moldova Gaz? Că acolo sunt niște gafe tâmpite. Eu am postat că la noi în ianuarie, pe 26 decembrie, că la noi se ridice prețul acel de gaz. Nimeni nu s-a băgat în seamă, da? Că eu am postat asta. Și după două săptămâni iese Ciban de la Moldova Gaz și spune la fel la noi s-a ridicat prețul ca să fie alt preț. Bineînțeles că s-a ridicat. Chiar că astăzi am văzut până la 600 și ceva de dolari, ar să ridice 1000 de metri cubi. Deci asta e... dacă rușii așa să fie buni la inimă și așa de, de fapt conform contractului, trebuie să a fost stabilit un preț de bursă atunci de 1200 și noi știm foarte bine că prețul s-a ridicat până la 3000 de 1000 de metri cubi. Haideți că noi am intervenit deja la noștri deja. Că în Kazakhstan se înțelege. Că se poate că dacă șora să iasă să înceapă acum să facă proteste și poporul să susțină acest protest. Nu că protestul să susțină pe șor. Înțelegi? La fel și acolo. Că de prețuri să iasă, că îl dare pe lumea, îl doare, că trebuie să scoți din buzunar. Acum guvernul trebuie să scoate. Acum Europa ieri ne-a dat încă 150 de milioane pentru stabilirea economiei. Pentru care stabilire? Pentru iarăși... Stabilizarea economică, macro-stabilizare. Păi... acolo nu se înțelege nimic. Nu se înțelege nimic din asta. Eu nu cred că se dea bani așa, fără că se știe că s-au dus bani acolo sau acolo. Hai să revedim la anus. Și gazul, când a fost convorbirea principală la prima întrevedere la Gazprom, acolo erau, băi, stabiliți, luați energopachetul ăsta, treilea energopachet, scoateți pe el, pe un an de zile și noi vedem prețul așa la negociere direct. A noștri da. Aplicat înapoi, s-a întors și după, nu, că haideți formula aceasta. Da, formula aceasta. Ei înțelegeau că prețul o să fie mai mare și trebuia să scoată de undeva bani. De unde să scoată bani? Că noi nu avem în buget. Când se zice că 1.700.000.000 din buget s-a dus, nu din bugetul s-a dus 1.700.000.000, asta acei 60 de milioane care ne-a oferit Europa pentru acea criză energetică. Da, dar în fiecare lună va trebui. Deci noi avem nevoie de mult mai mult decât 60 de milioane. Exact. Și noi trebuie să stabilim, să luăm acel care... De ce noi trebuie să avem acel al treilea energopachet? Noi ce avem concurență în piață? Noi avem ceva? Noi nu avem. Nu avem nici cum. Piața Moldovei nu e așa de mare ca să avem o piață, de fapt, propriu zis. Noi nu avem piață care noi totuși 3 miliarde consumăm. Noi consumăm 3 miliarde de metri cubi. Asta e Transnistria. Exact. Noi, eu vorbesc per Moldova, nu fac diferență între Transnistria sau ăsta. Asta este țara noastră, teritoriul nostru. Noi nu putem să... Acum, da, acolo nu este control. Ok, așa. Serghei, da, așa un vopro, o întrebare. Da. Deci,
cum să, că noi vedem criza asta din Kazahstan care se întâmplă. Care este rolul, hai să spunem că este președintele acela care e vechi, Nazarbayev, care el îi conduce de mult. Și care este rolul în NKO-urile astea moderne care au venit de foarte mult timp și deci așa spunem că ina agentă, cum le se numesc, care lucrează acolo. Deci există și rolul da. Acesta două. Deci pentru că eu s-o pot că există. Hai să spun așa, în primul rând, hai să asta, întrebarea foarte bună este. Că legea de asta de inagent e creată, care s-a făcut în Rusia și care este criticată foarte tare de Europa, Statele Unite, de toate țările. Hai să zicem așa, că legea asta a fost copiată din legea care în primul rând s-a făcut în Statele Unite, după s-a adaptat în Marea Britanie, că atunci când au început ei se zbate cu RTVI-ul rusesc, au început să închidă. La fel au făcut și rușii. La fel. Voi faceți așa, eu fac așa. De ce noi să condamnăm pe unii și să spunem că alții sunt brava? Că fiecare ia în plăcere geopolitică. Dar dacă suntem obiectivi, e ocupat acea lege. Nu s-a schimbat nimic. Numai că Marea Britanie, dacă tu nu închizi încă asta un ziar sau în televiziune, tu te duci în pușcărie pe 5 ani de zile, ce nu este în Rusia. Și este multe vorbă de NKO, din memorial, din Rusia. Memorial, că nu știu ce s-a închis. Băi, voi dacă să știți că șeful de la memorial, e pe altceva merge. El așa primească acum poate și 15 ani. De ce? Că el de fapt filma, cum este, udăcirea dochică. Da, fiica Vitregă. Fiica lui, de 13 ani, era filmată mai mult de 1000 de poze dezbrăcate. De ce despre asta nu vorbește nimeni? Că trebuie să manipuleze. Trebuie să manipuleze, să zică că memorial făcea nu știu ce. De fapt, memorial făcea o bază de date. O bază de date foarte mare. Cu acei care au murit, care au fost. Ei se duceau în arhive efectiv. Și asta acum unde se duce după informația? NKO, în Kazahstan, sunt peste 22.000 de NKO-uri. Bineînțeles că Nablyazov a început să facă proteste, că el parcă lider democratic, dar eu măcar într-o așa de democrație, care au furat și după zice de democrație. Înțelegi? El... Nablyazov e de șor pe Kazahstan, da? Șor, e, unul la unul. A furat și după manipulează cu bani care erau furați din buzunare la ei. Inclusiv din cauza asta. Și cursul acolo a scăzut și tot asta. Că tu dacă scoți din economie ceva, acum la noi s-a întâmplat. Nu că acum Șor vrea să întoarcă 650 de milioane, nu știu cât, 13 miliarde. Dar stai un pic, atunci cursul era cât? 10? Era... Acum 20. Da? Și dacă se faci numai schimburi de cursuri, tu deja jumătate ai băgat în buzunar. Nu-i 13 miliarde cum a fost atunci, da? Un miliard. Dar acum vreau să întoarcă jumate. Am furat, am folosit și acum mă întorc jumate. Voi sunteți proști, eu o să vă zic că eu sunt bun, o să vă dau grișcă, o să vă scot la proteste, la fel și acolo. Și mare parte... Sergei, așa o întrebare care poate tu vezi ca din vest. Cum vede presa, cum se vede în Zapad, în Amirie, vă все это, cum se, pentru că aici la noi se vede poate că și tipa Puciu, un altul, acolo arată... Hai să zic așa, în Marea Britanie presa cam 80% este sub control, nu sub control, dar amatori de tori, de capitalism adevărat. Și vreo 20% sunt presa liberală și presa de partid laborist, da? Partia trudeașilor, cum se zice, Marea Britanie. Aici sunt două anclave care zic, de fapt, prea tare nu se bag, dar de fapt nimeni nu zice adevăr. Da? Că asta este un fugar cu miliarde furate, nimeni zice asta. Bineînțeles că pentru destabilizarea pieței din Kazahstan, ce se întâmplă acum? Uite, hai să zicem așa, că destabilizarea asta în Kazahstan, inclusiv și pe noi se bate. De ce? Că acolo ei scot mult gaz, petrol, carbon. Acum s-a blocat tot, înseamnă că pe piață n-a să fie. Și destabilizarea asta a să meargă pe mâna aceleași speculanți care ne-au făcut a treilea energopachet. Hai să zicem așa, Germania nu se uită la a treilea energopachet deloc. Ea are negocieri directe cu Gazprom și primește 220 de dolari pe 1000 metri cubi. Dar noi, moldoveni, suntem mai bogați și trebuie să plătim.
Germanul trebuie să producă un semicost energetic mai ieftin decât alte țări. Și atunci cine este înainte? Acel care are semicostul mai mic. La noi, hai să zicem așa, astăzi Sovbez al nostru, al Moldovei, Maia Sandu a chemat la Sovbez, fie din cauza crizei economice. La noi, prevederile care fac guvernul de astăzi, avem o zi numai, da? Că contract trebuia să fie negociat atunci în octombrie. Nu s-a uitat ei, ei au venit la guvernarea pe 6 august. Ei au avut mult mai mult timp suficient pentru negocieri. Ei nu au făcut nicio negociere. Ei s-au dus cu panică, hai, repede. Ursul a uitat deja de cei 390 de milioane care a cerdit filat, da? Și până știi foarte bine de negocierile cele, și știi foarte bine că șeful lui, Filat, a fost la negocieri și a primit de la ruși atunci, parcă partid pro-european, dar a primit un credit așa pe gaz de 390 de milioane, care după a crescut încă o dată un credit, să zicem așa, s-a folosit Dadon de 20 de milioane din Moldova Gaz, iese cam 410 milioane. Și restul, care e 700 de milioane, noi suntem datori, restul din 410 milioane, astea sunt procentele. Astea sunt procentele. Și noi trebuie să le plătim. Deci sunt niște chestii. Da, hai să intervenim înapoi la, la ce să zice. Dar o întrebare. Da. Dacă este, eu, aici sunt mai multe forțe. Noi am vorbit despre interesul Turciei, este interesul Rusiei, dar interesul Chinei. Este așa o istorie sau teorie că ei vor să pună mâna pe resursele destul de ieftine din Kazahstan, că aproape acolo este gaz, este petrol, este cărbune. Deci există și un interes al Chinei în situația asta. Deci pentru că se vorbește despre mai multe și cred că ar fi, можно и на русском, можно и на той стадке. Hai să zicem așa. Давай на русском и так. Китаю невыгодна дестабилизация в Казахстане. Почему? Всем известная компания «Казмунайгаз», где большинство акций владеет китайская национальная компания энергетическая. Шиакола, и на интересы фи дестабилизация. И примес качел газ, качел петрол, чисто спать. И примес для Акола. Шиакума дакаси дестабилизация тот, инклюзив шером петрол, который примешьте газ для кефиат пентру машин, primește din Казмунайгаз. De la Казмунайгаз, да, asta e și România tot. Da, e Ромпетрол aparține acum chinezilor, de fapt. Tot Ромпетролul în european este a chinezilor. Prin Казмунайгаз, de Казмунайгаз, este deținut de compania din China. Și dacă să ne uităm tot ce se întâmplă, China nu e bine acum destabilizarea, că acum se prește. V-ați văzut ce în primul rând era făcut. Era făcut, oprit toate resursele care astea, carboni, petrol, acum s-a oprit tot, gaz, s-a oprit. Pentru ce? Asta, acum cineva se facă la speculații de gaz, a să facă miliarde. În plus, da, în plus. A să vezi mâine, poi mâine, când a să oprească toate astea, că prețul iară la gaz a să crească. Și noi, fiind că domnul agent Spânu, care n-avea voie să facă semnătura aceea, să pună pe contract, care a opus semnătura, da? El nici n-avea procură să facă acest lucru și asta a confirmat și doamna Gavriliță. Asta tot e situația care noi avem și prețul o să iasă acum la gaz peste 3.000. Și hai să spunem așa, Ucraina, care stă acum pe burtă, are în grădinițe 10-12 grade de căldură, vin sălbările, переохлаждение, știi ce înseamnă переохлаждение? Да. Копии де ла школы се яв ку переохлаждение, де ла градиницы. Ними ну зичи к скот тати карбунили, ши вин пе контрактили, каре факути 2-3 анди зили ла компании, каре син суб контрол ла ништи компании европейни ши американи, ши карбуни ши скоты, ши начинау карбуни акума пентру тец. И нау. Дака нау авяу ачей конструкции де енергия атомика нуклеара, каре are Ucraina, care era făcută încă țară cu de țara sovietică, ei de fapt deja nici lumină nu aveau. Dar speculanții care stau acum la guvernare, este clown care a venit și încearcă să uzurpeze țara, au început să uzurpeze toate canalele televiziune, să nu vorbească nimeni că gazul se cumpere rusesc prin Polonia,
în 10 ori mai mare decât contractul ținător de acesta. Revers, ne revers, da, cam revers. Și de fapt nici nu ajunge în Polonia. Ei se iau deodată prin din Ucraina. Ei отбор, da, acolo nu e nici în revers. Că merge sub crâșă. Și acolo ei, bineînțeles că ei toți au interesele. La noi tot au încercat să cumpere domnul Spânu, s-a dus în Polonia, a cumpărat, că uitați că noi am cumpărat gaz din Polonia, de prima dată din viață, băi, dar tu ești prost să cumperi cu 1200, să nu te duci să vorbești cu Putin. De fapt, Maia Sandu trebuia să ducă acolo să vorbească. Da, asta a fost o greșeală. Și bineînțeles, da, când zic că, uitați că gazul la ruși e armă, dar SWIFT-ul nu este armă în mâinile americanilor. Am avut și o întrebare către guvernant și poate, deci, nouă, pentru faptul că ni s-a scumpit gazul practic de 2-3 ori, partenerii externi ne-au dat tot atâția bani, așa trebuie în părerea de 9 miliarde euro, щоб компенсировать. Но nu ne-au dat așa câte țărită, 60 de milioane. Nu, să acoperim, trebuie pe lună cam vreo 75-80 de milioane de dolari, să acoperim diferența de prețul de 450. Și dacă acum prețul crește, ai dreptate, da. Eu la logica asta matematică nu m-am uitat. Dar de fapt, noi suntem dependenți de aproape 93-94% de energie, așa, da? 95, da. Cred, 95, că noi producem electricitatea, bla, bla, bla. Dar ei uite că noi suntem 100%. Că și acei mazut care vine, și acei cărbuni care vin, tot vin asta. Noi nu producem nimic. La fel cum și Finlandia este 100% de la gaz rusesc. Finlandia, dacă se pune pe picioare, bineînțeles că acum zic că e șantajabil. Uite, hai să dăm exemplu de Belarus. Eu nu zic acum Lukashenko are dreptate sau nu. Nu vreau să zic. Dar eu am văzut cum s-a închis SWIFT-ul la ei și Belarus deja sunt cam la fel, deja sub control, da? S-a dus în altă parte. Prin cine să facă tranzacții? A să facă prin Rusia. Ce au făcut? Americanii au jucat rolul cât se ducă Belarusia mai repede în... Da. Dacă așa, просто уже сейчас телефон батарейка, но în 2-3 minute, care să fie, deci cum va crezi că ce va закончиться, Belarusia или Украина? Вот, sunt două варианти. Или... Belarusia, în primul рынок, hai să zicem așa, prima acea прививка, care au fost făcute, era făcută în Ucraina. Când Янукович a ridicat mâinile, a spus la cei de западные партнеры, а здесь, да, бини, хайдет си фачем алейджеры античипати, что чего факут ей? И в руце ломаре эффектив. А факут переворот государственный, день кау заста, ши о апарут, когда ка переворот государственный, ши вин националисты ла путере, но и не ши аша сукрията ЛНР ши ДНР. Аста есть и ситуация, кария вем. Ши де факт, ce pot să zic? Doamne ferește, acolo e război acum, nu e război, chiar război, dar lumea se moare. Și soldați primii care au murit erau împușcați acolo și i-am văzut cu ochii mei și video și tot am văzut. Erau soldați, acolo e государственный переворот, vreau să facă și să destabilizeze prețul la energie. Că speculanții trebuie să vândă acum gaz încă mai scump în Europa decât... То есть, я тот магандеск, да, каше, к сценарий пойдет немножко каше по белорусскому варианту, к тоты лукру лести аж сопряска, друмфил. Да, ши, когда лумя зичи де ОДКБ, акола руша, ОДКБ, ну, то моя руша, акола ши белорус, ши, да, 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 акола, ну, ну, маруска, это тот лафел, кум сизичим, дака, НАТО есть американ, ну, ну, и корректно, ну. Сын цари май мульти, ан НАТО, а ша ши, ан ОДКБ, сын цари май мульти. Părerea mea că totuși eu nu apar nu par pe Nazarbayev, care trebuia de mult, cred că se plece, dar el tot stă ca testamentul. Părerea mea că trebuia să plece mai mult, să schimbe un pic puterea, să dea un pic liberalizarea, de fapt acolo și așa era bine, la ei era bine, acolo e curat, acolo nu sunt cercetori prin străzi, nu sunt, Serioga, nu sunt. Acolo lumea trăiește atât de bine. Când dai seama, ei nu înțeleg că în 5 ani de zile, dacă se face acest переворот, ea să trăiască cum și în Ucraina. Ei nu înțeleg că va fi furat tot. Acel care a furat odată, a furit întotdeauna. Că acum el se zice că el e democratic.
То есть им, dacă ei ar să margă pe scenariul Revoluției, cel mai probabil că vor avea, cum este acum în Moldova, în Ucraina, deși să nu spune, adică ca situația foarte dezastruoasă cu economia și cu toate. Bineînțeles, nu, nu numai la ei în zonă. Asta să facă destabilizarea preț la preț și în să ajungă și Luchina, acei resurse programate, și n-a să ducă nici în România. Că e tot... Cum vine tot atâta revoluție? Hai să spunem, dacă buni. Speculante, speculante și barăghi. Speculante și barăghi. Deci, любая война приносит свои экономические плоды. Так было всегда и везде. Кому война страшна, война, кому мать родна. Родна. Да. Да, то есть, да. Это вся ситуация не очень хорошо складывается, и она, в принципе, не сложится никак. Казахстан останется точно так же в ОДКБ, ничего не изменится, потому что это уже, ну, когда заходят, как говорят, знаешь, пугают, русские пришли. Да, когда русские приходят, наступает мир и порядок. Но да, это было и во Второй мировой, да, то есть если бы не, давай так, большинство это умерло, все-таки русских людей умерло во Второй мировой. Да, да. Мы умерло, да, да, молдаване умерло сколько? 120 тысяч. Да? Мулцумим, Сергей, да, просто там держался батарея, да? У нас. Хай, давай, да. Да, алта дата, и... моя интрибер. Eu cred că a fost foarte bun opitul ăsta și să auzim și din Iacaci să vede asta с западной стороны, как все это видится, это Hai очень хорошо. Încă un lucru. Борис Джонсон a declarat... Только 2 минуты. Да, Борис Джонсон a declarat că n-a să mai fie nicio restricție COVID, că din cauza că a plecat un ministru de Brexit, a ieșit și a spus, eu nu sunt de acord să omorâm economia pentru interesele corporației. Și au ieșit. Și așa la fel a spus încă 4 și el a luat decizia ieri seara, care a spus că n-a să fie nicio restricție COVID. Gata. Numai că astea țările noastre, care sunt cu democrația tânără, să facă toate restricții. Să vedeți cum a să lasă toate restricții în jos în Europa. La fel că bravo acei băieți din AUR care mai n-au intrat în Parlament, asta este, iau opinia lor. Și atunci au stopat cu Green Pass-ul. Nu știu cine are dreptate, nu vreau să judec, dar asta este. Eu zic opinia mea care pentru mine e... Hai, bine, davai, da. Ne stingem. Bine, mulțumim. Merci. Și eu sper că să fie tot mai bine pentru toți și salutări și conaționalilor noștri. Mersi de opinie.